Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Încep eu. Monica Iliescu Urmez, sunt din Constanța, lucrez la Electrocentrale Constanța, laborant, chimist. Vorba lui Ruxi, când era mică, colorez apa. Mă numesc Iliescu Ruxandra, era zic 24 de ani, am 31 de ani. Și cânt, și gătesc de plăcere acasă. Mamă și fică, eu sunt mamă. Niciun caz. Cine vă însuțește în seara asta? Cine vă susține? Prezinte. Dorin Vasile, sunt susținător în calitate de iubit și Monica este soacra mea. Înțeleg. Eu sunt Gianluca Dimache, sunt stilist vestimentar, stilistul lui Ruxy, care e îmbrăcată foarte frumos în seara asta, da? Foarte frumos, am remarcat și eu. Mulțumesc. Și susținătorul mamei Monica, normal. Cum v-ați hotărât să veniți la șef la post? Mama e de vină, ea ne-a scris. Eu n-am știut, am aflat în ziua în care m-au sunat fetele de la șef. Ok. Și a fost o surpriză. Și? Este cea mai tare mamă. Nu este mamă, mi este prietenă în primul rând. Eu cu mama nu am avut niciodată niciun secret. Mama știe tot din viața mea, bine, rău. Mama e primul om pe care îl sun să-i povestesc absolut orice. Și să nu plângi. Nu. Nu. Este un copil bun. Și a fost un copil bun. Dintotdeauna. A învățat și bine, m-a ascultat. Avem o legătură extraordinar de strânsă. Și chiar dacă ne certăm că ne ciondănim foarte tare, scuză-mă, mamă, ne împăcăm foarte repede. Relația noastră este, zic eu, una dintre cele mai frumoase relații. Nu? Oh, dear mama, I need your eyes. Oh, dear mama, you're my defense. Am emoții, mami. Dacă or să ne spună că ce proastă e mâncare. Nu mai gătim în viața noastră. Nu mai gătesc. Dă-o comandă. Poftă bună și abia așteptăm să vă cunoaștem. Momentul adevărat. Vai de mama. Ai emoție? E cum? Nu o să fie bine. Ui. Ia uite, mamă! Bine arată în poză! O, tortuleț! Băi, băi, ce e acolo, mă? Asta nu știu ce e. Asta ce-o fi? Prânză topită? Nu, mă, e un uț. Ah, și o uț, mă. Cu brânzică, mă, așa, un mic dejun. Exact, mic dejun, păi da. Mai e ceva pe lângă ou, nu e doar ou. Asta e micul dejun preferat al meu. Oh, da. Da. Eu cred că e un singur concurent. Că... Iar la desert... Avem un pseudo-tiramisu. Nu știu ce e. Ceva cu niște șprițante. Fii atent că sunt alea șuri. Da. Florin, sunt șuri. Hai, Florin. De tine mi-e frică. Dacă sunt șuri, înseamnă că îmi profiterol. Yes! Yes! Bă, dar le știe Florin. Dar în felul ăsta și a profiterol că e tort. Eu sunt sigur că e bun. Ce acolo? E profite tort. Exact, profite tort. Două persoane, sigur. E prea multă muncă aici. Prea grea farfuria nu e, că dincolo muncești foarte puțin. Aici acolo l-ai pus, l-ai pus ceva deasupra, l-ai băgat la cuptor să lățui că e așa. O, un singur concurent e aici. Hai să votăm. Hai să votăm, vedem. Bună seara! Bună seara! Nu sunt balerină, pare, dar... De ce faceți așa într-o scuză? De emoții! Și Monica face și ea, mă! Ce drăguț! Cine sunteți? Iliescu Ruxandra și... Iliescu Monica. Suntem mamă și fică. Da. Ok. Și ea e actriță, tu ești actriță? Nu, eu cânt. A, cânti? Cânt, da. Păi cântă de mică. Cânt de mică. Am cântat în trupa Blexi Girls, am fost solista. Dear Mama, piesa Dear Mama a fost la Eurovision. A ieșit de la public pe locul 1, de la juriu pe locul 2.
De când eram mică am fost pe la festivalul concursuri și mergeam tot timpul să mă pregătesc la coafor la noi în cartier. Și într-o zi, acolo era costioniță, care abia ce încheiase o discuție cu fetele de acolo și fetele mă lăudau, vă dați seama, eu eram singura cântăreață din cartier. Vedeta salonului. Și așa a început toată povestea Blexi Girls, la coafor. Și eu m-am gândit atunci, cred că cel mai frumos ar fi să facem o trupă numai de fete, că nu era în România. Și atunci le-am căutat la liceu de artă pe toate, și le-am adunat. Așa, și ne-am buchetul de flori s-a Blexi făcut. Girls. Sincer, nu realizam și cred că niciuna din noi nu realiza la momentul respectiv ce succes a avut trupa. Trupa a fost numărul unu foarte mult timp. A fost ca un vis, așa, nu pot să-l descriu altfel. Pot să vă spun eu că eu știu ce a însemnat pentru mine ele. Eu eram mama, eram și aia bună și aia rea. Eu eram medic, eram impresar, eram tour manager, eram de toate. Eu mă ocupam de ele întru totul. Și după ce s-a terminat cu ele, pentru mine a fost exact ca un copil al meu pe care l-am pierdut. Aoleu. Acum cânt în trupa The Colors, care e trupa de evenimente. Unde ai învățat să cânti? Unde am învățat? Peste tot. Am fost la foarte mulți profesori de mică. Mama alerga cu mine non-stop. Ea e de vină. Eu sunt. Ce am ajuns acum. De nu știu să fac altceva decât muzică. Mama, cu ce sunt? Eu sunt laborant chimist, lucrez la Electrocentrale Constanța. Și nu e așa că atunci când erați mică vă dorea să fiți cântăreață? Păi da. Asta am vrut să spun. Nu? Știți, da? Nu neapărat cântăreață, dar îmi plăcea scena, îmi plăcea și să fiu acolo și am zis să pată... o împing pe ea. Dar avea și talent. Cu mâncarea, care-i treaba? Mie îmi place foarte mult să... Adică e o pasiune a mea să gătesc. Nu se compară ce faci acasă cu ce faci aici, sub nicio formă. Deci sub nicio formă. E mai greu aici sau mai ușor? Da. Uite așa făceam, nu mai știam ce trebuie să fac. Nu mai știam așa, nimic. Era peste tot. Ce vorbim? Eu am o întrebare. Șurile le-ați făcut dumneavoastră? Nu aveam timp să-l fac, eu de-abia... Nu. Dezamăgit. Dar n-avea când. N-avea când. Am trișat, recunosc. Faceți parte din echipa lui Monte. Îl ador. Exact. Să rămână mulțumesc. Cum se numește acest tortuleț? E tort până la urmă că... Trebuia să fie profiterol, dar este un profite tort. Profită de tort. Profită de tort, da, exact. Vreau să vă spun că pe dumneavoastră vă iubim cel mai mult. Vai, mulțumesc frumos. Bine, atunci eu nu mai arăt. Bine, așa să arăt eu. Pe Florin îl admirăm pentru tot ceea ce face, că ești nou în bucătărie. Sunt nou, da, să mai nou, adică nu nou, nu ești nou. Am 2 ani. Da, nu am să spun că ești nou. Ești avion. Apreciez. Iar Cătălin e de-al nostru din Dobrogea. Și senzațional. Din Constanța. Și el nu merită complimente, sau? E senzațional. Le are pe toate. Nu există. Am înțeles. Bun, atunci vă arăt eu primul. Ok? Wow! E pentru tort. Vezi? Vezi? Mai nu mai Dania. E, ce dragă. Of! Cătălin? Tot pentru tort. Pentru ouă. Nu, pentru tort, nu? La Constanța, pentru de litoral. Ouă, nu se poate. Mulțumim din suflet. Doamne, ce serios e mereu. Vă mai arăt? Așa, un pic. Nu e cuțit. Nu e cuțit. Hai că-mi vine să plâng. Nu pot să cred, deci nu cred. Haide. Tu crezi? Eu nu cred. Este pentru tort. Nu cred. Ești cea mai proastă varianta mea. Știu, da. Nu mai plângi. Aoleu, și n-am și un telefon. Pentru? Să fac și o poză. Crezi că vreți să dați un telefon, prieten. Să anunțați pe un vecin. Bă, vezi că am luat. N-am înțeles exact. Uite, ce am. Aia, lui Ricky? Vin la tine la restaurant. A, pe din Constanța, da, recuperat. Da, e de la Constanța. Nu ne așteptam să fie cuțit. Trei cuțite am luat. Eu am foarte mare credere în mama. Știu că și eu pot să cred. Felicitări! Asta a fost dovada clară, că știi să dai gust la mâncare. Poate nu ești tu încă tot pe plating, dar o să faci asta și am încredere în tine și o să vin cu tine să te susțin tot timpul. Să știi, dar nu mai plâng. Plita, nu mai plâng.
I think I'm done. Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.